Dar fă, mă, cu mâna, mă, tinere. Așa, mă, băiatule. Două de aici te-ai făcut așa. Pascun, să nu-l vadă șoful lui pe sedis. Poate că... Tu l-ai, doamne. E bine că avem antemergător, poliție, rutieră în față. Cluj, am venit. Târgu Mureș. Apărăm pe la ora 3, 3 jumate. La ora 3 apărăm în Târgu Mureș. Vezi că eu miss life. Ne ascultă 300 de oameni. Măi, asta nu știu. Bănesc că fan curierul. O să aflu, bine? Lumea ne salută în Cluj. Uite, este la marginea drumului să ne salute. E incredibil, dragii mei, valul de simpatie. Am trecut prin mai multe localități. Lumea ne salută, vine la trotuar să ne salute, filmează cu telefoanele mobile. Intrăm acum în Cluj, vom merge în Piața Unirii, în centrul Clujului, pentru a ne întâlni cu cei de acolo. De aici din Cluj, noi cu o parte dintre cei din Cluj vom pleca către Târgu Mureș, dar mâine dimineață vor pleca alte mașini, sau în seara asta când pleacă cei de la Cluj. În seara asta vor pleca alte mașini către și autocare către București. Este o mobilizare masivă pe care puteți să o faceți și dumneavoastră. Traseul până la București este următorul. De aici, de la Cluj, plecăm la Târgu Mureș. În cât timp facem până la Târgu Mureș? Deci undeva la ora 3-3 jumate. La ora 3-3 jumate suntem în Târgu Mureș. Apoi plecăm către Brașov. Brașov. Vom fi în Brașov. Cât poate e drumul ora, de la Târgu Mureș la de la Brașov? 5. La ora 5. De la Brașov plecăm la Ploiești și din Ploiești plecăm către București. În seara asta vom fi în București, mâine dimineață începem, oameni buni, începem să scriem istorie. Mâine să scriem istorie. Suntem decis să scriem istorie. Intrăm în curtea guvernului. Despre asta este vorba. Coloana o vedeți în față. Sunt și cei din față, sunt și cei din spate. Nu știu exact unde suntem noi poziționați în coloana asta, pentru că sunt mai multe mașini și ni s-au mai alăturat mașini. Vedeți mașini cu număr de Cluj, cu numere de Italia. Opa. Sau la sporturilor sau la coloana, asta, coloana este... Păi am anunțat în Piața Unirii. Păi, știu, doamne, nu știu. Trebuie întrebați ea, că așa m-a anunțat în centru, nu? Exact. Dar poate cine știe pe ce traseu ne duce poliția, eu știu. Noi nici suntem în coloană, oameni buni, constituiți cu poliția în față. De aceea circulăm strâns unul față de altul. Ne însoțește poliția rutieră. Pe tot drumul am fost însoțiți de poliția rutieră, escortați. Am avut coloană în față, echipaj în față, mergem deja, e constituită ca o coloană auto. Mergem prin Cluj. Vedeți în față, se văd mașinile undeva foarte departe, un echipaj al poliției. Alo. Alo, Mario. Nu în centru mergem. N-am fost atenți. Deci unde merem, să ne zicem oamenii? Deci mergem în La sala sporturilor. Bine. Da, suntem în coloană, bineînțeles. Da, trebuie să fie foarte clar că acolo. Deci la sala sporturilor mergem. Bine, să mersi. Să fie clar informația, dar de ce nu încerc? În regulă, bine, ciao. Deci la sala sporturilor. La sala sporturilor. Dar de ce nu s-a dus în centru? Din cauza că a murit Dumitru Fărcaș și acolo e o altă procesiune. Da, să nu deranjăm, da, corect. Corect, de sala sporturilor. Deci eu știu bine, baba. Deci sala sporturilor, dragii mei, sala sporturilor din Cluj, acolo mergem din pricina decesului lui Dumitru Fărcaș.
nu putem merge în centru pentru că acolo are loc altceva și e bine așa, mergem la sala sporturilor. A, ni se alătură, văd, mașini din Cluj deja. Ia uite, ne salută și ni se alătură mașini din Cluj. Încet, încet ne strângem. Mamă, va fi minunată. Și ne mai așteaptă la Târgu Mureș 10-12 mașini. Da, la 10-12 mașini la Târgu Mureș. Nu poți să plângi dacă îți vine să plângi, dacă ești emoționat. Puteți și de pare. Tu l-ai, Doamne. Mă ajutați, mă, descar mai repede. Că ni oameni, mă, tu l-ai, Doamne. Na, bun. Ia uite, clujenii. Clujenii, vin clujenii. Doamne ajută, vin clujenii. Salut, Robert! Salut, Dublin! Haideți să vedeți, dragii mei. Suntem la Cluj. Salutare Cluj, salutare, salutare. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Sperăm că îl dăm jos în luna asta. Să sperăm. Nu vă lăsați până vine. Doamne ajută. Doamne ajută. Jos cu ei. Doamne ajută. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Ni se alătură deja mașini din Cluj, ați văzut primirea, sunt mai multe mașini din Cluj, suntem la sala sporturilor din Cluj. Puteți să veniți aici, vom sta aici ceva timp pentru a discuta cu dumneavoastră și pentru a-i lua pe cei care doresc să vină cu mașinile către noi, către București, pentru a continua această deplasare către București. După Cluj vom fi la Târgu Mureș, apoi la Brașov, la Ploiești și la București. Nu, e cu... O muri Fărcaș și în centru acolo cu Fărcaș. Să-l ierte Dumnezeu. Asta e. Despre morți numai de bine, să-l ierte Dumnezeu. Condoleanțe familiei. Noi suntem aici la sala sporturilor din Cluj. Ne adunăm încet, încet. Dragi clujeni, dragi ardeleni, veniți încoace. Veniți încoace să plecăm cu toții către București cu patrioții care au venit din Anglia. Vedeți mașinile aici? E închisă Piața Unirii din cauza mormântărilor. Din cauza mormântărilor Fărcaș. Da, da. Păi noi acum suntem în live, suntem aici. Sper să vină clujenii să știe dacă ați venit în centru. Noi nu știam că e situația asta, că e închisă piața. Salut, Mario, hai să le explicăm celor care se uită, că noi le-am spus inițial că mergem în Piața Unirii, dar și Dumnezeu să le ierte, omul. Să le ierte Dumnezeu. Și atunci da. Nu mai putem merge în Piața Unirii, dar o să venim în Piața Mihai Viteazu. Poliția zice că o să ne sancționeze dacă mergem în centru, dar da. Mi se pare aiurea să ne baje aici poliția, pentru că aici un cine vine la noi să ne vadă aici. Deci noi ce le spunem celor din Cluj, că mergem în Piața Mihai Viteazu? Bineînțeles, în Piața Mihai Viteazu mergem. În Piața Mihai Viteazu merem acum. Da. Da. Bine. Dragi prieteni, haideți, o să mergem în Piața Mihai Viteazu. Mergem în Piața Mihai Viteazu. Să vedem, da. Sunt mici probleme de organizare. Important este să ne urmăriți. Vom merge în Piața Mihai Viteazu. Important este să ne urmăriți și să știți că trebuie să veniți în număr cât mai mare în Piața Victoriei din București. Primim informații, primim știri, înțeleg că Jandarmeria Română a dat declarații, mă rog, șeful biroului de comunicare și purtătorul de cuvânt, Enachem, purtătorul de cuvânt, un mincinos, e inutil să ne uităm la ce spune el, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Sorin Enache, cred că îl cheamă, este un mincinos, pur și simplu un mitoman care a mințit de foarte multe ori. Dar am văzut că a dat declarații un alt oficial, înțeleg că este șeful departamentului de comunicare, care a spus că jandarmeria nu vrea confruntare cu cetățenii și că jandarmeria servește cetățenii.
Normal că servește cetățenii, pentru că așa scrie în legea 250 de organizare a jandarmeriei, că veghează la respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Despre asta este vorba. Dreptul de protest este unul legal reglementat. Dreptul de a avea acces în instituții publice este reglementat de Constituție. Haideți să vă arăt ceva. Bannerul care se afișează aici la Cluj. Salut, bună, ce le transmiteți bucureștenilor care se uită să la noi? Să în stradă. Îi chemați la întâlnire în Piața Victoriei, da? Din da, București. Să dăm jos hoțe și pușcărieșe. Scriem istorie în 10 august. Scriem istorie. Cu toții, toți oamenii cinstiți din România scriem istorie. Realitatea asta, rămânem în Cluj, da. Dar tineretul să pleacă da. Tot în da. Da. Mergem înapoi la mașini. Mulțumesc. Merem în Piața Mihai Viteazu. Merem în Piața Mihai Viteazu. Păi că nu vine nimeni aici și Mario a zis să mergem acolo, așa că mergem acolo. Asta este limuzina lui Cosmin Bursașiu, limuzina Rezist. Să știți că, să știți dragii mei, asta e limuzina, nu e cumpărată de Soros, e din afacerea lui Cosmin Bursașiu. Și să știți că așa merge cu ea, deci când merge la concert de pian, pentru că merge la filarmonică în Oradea, merge așa merge, asta e mașina lui, mașina familiei lui. Hai să ne punem doiul lângă mine. Doiul, treiul, hai. No. Ca să fie clar ce cerem, da? Dragnea să-și ia notiția, asta este petiția noastră. Și nu se negociază, oameni buni. Nu se negociază. Astea sunt solicitările protestatarilor din 10 august. Dragnea să-și ia notițe, n-are nevoie de niciun mail, de nicio scrisoare de la noi, să-și ia notițe consilierului, să-i trimită pe mail. Astea sunt revendicările nenegociabile. Demisia lui Dragnea, demisia lui Tăriceanu, demisia guvernului, desfințarea comisiei Iordache, stoparea legilor pentru corupți, judecarea proceselor de corupție rapid, confiscarea extinsă a averilor celor condamnați, nicio eliberare înainte de termen dacă nu-i plătit prejudiciul. Punctul 8, foarte important, l-am pus punctul 8 pentru că echivalează cu punctul 8 din proclamația de la Timișoara, ilustrația penalilor, fără penal pe funcții publice. Punctul 9, reprezentarea corectă a diasporei în Parlament și aplicarea referendumului cu 300 de parlamentari. Există două tipuri de solicitări, de revendicări, ca să fie foarte clar, să-și ia notițe Dragnea și PSD-iștii, două tipuri de revendicări. Unele care trebuie să se întâmple de îndată și noi nu plecăm din curtea guvernului până când ele nu se întâmplă. Demisia lui Dragnea, demisia lui Tăriceanu, demisia guvernului marionetă Dăncilă, demisia lui Iordache din Parlament, desfințarea comisiei Iordache. Cu cât face hârtile mai repede, cu cât scrie Dragnea mai repede demisia, cu atât, protestul se va termina mai repede. Restul sunt revendicări pentru care va trebui să primim garanții. Este foarte simplu. După ce își dau ăștia demisia, cine rămâne în controlul majorității trebuie să ofere garanții clare că se va ocupa cu aceste lucruri. Nu trebuie făcută niciun fel de petiție. Astea sunt cererile celor care deja vin încet, încet în coloane din Marea Britanie, chiar și din Scoția au venit. Și acum li se alătură oameni din tot Ardealul. Încă o dată, petiția noastră, revendicările noastre. Demisia Tăriceanu și Dragnea. Stoparea legilor pentru corupți. Desfințarea comisiei lui Iordache, care legalizează corupția. Demisia guvernului marionetă Dăncilă, judecarea proceselor de corupție cu termene la o săptămână. De aici intervin lucrurile pentru care trebuie să primim garanții. Până aici sunt lucrurile care trebuie să se întâmple, nu există. Deci trebuie să se întâmple. Cu cât o lungesc mai mult, cu atât noi vom sta mai mult în Piața Victoriei. Este mesajul celor care fac parte din acest protest deja început, din momentul în care românii din Anglia au plecat de acolo, de unde locuiesc ei, deja a început protestul și acum se întinde în toată România și vine către București. Acestea sunt partea a doua a revendicărilor, sunt chestiuni pentru care va trebui să existe garanții.
Sigur că ele nu se pot întâmpla peste noapte. Și odată oferite garanții, oamenii vor opri protestul. Însă, pentru primele patru revendicări, lucrurile sunt foarte clare. Nimeni nu vrea să plece din Piața Victoriei până când nu se întâmplă aceste lucruri. Astea sunt cererile noastre. Și ar fi bine să-și ia notițe cei vizați și să acționeze în consecință. Dacă aveți și dumneavoastră aceste cereri, veniți. Dacă considerați că asta trebuie să se întâmple în România, veniți în număr cât mai mare în Piața Victoriei din București. Vom pleca acum către Piața Mihai Viteazu din Cluj. Nu merem pentru că în 15 minute vine Cosmin Bălăneam de la corupția, de la Umbrela Anticorupție, și vine și presa încoace, că am fost acceptați în Piața Unirii. A, și nu mai mergem în Piața Mihai Viteazu. Stăm aici, să vină presa și după aia mergem. Și după aia mergem. În 15 minute. Am înțeles. Ca să știe oamenii care se uită, deci oamenii care se uită și vor să vină în Piața Mihai Viteazu, să vină peste 20 de minute acolo. Am înțeles. I-a spus lui Mario? Nu. Păi hai să-i spunem lui Mario, măi, că ei stau cu ceilalți oameni, că ne coordonăm ăștia, ne zăpăcesc. Polițiștii ăștia ne zăpăcesc, ne trimit în 7000 de locuri și nu ne mai înțelegem om cu persoană. Stai că e închisă mașina acum. Hai să vedem ce Dumnezeu face. No, cum e, Cosmine? Cum au rămas? Stați așa, dragii mei, că acum comunicăm, stabilim exact ce facem, unde vom fi, că ne-au zăpăcit noi. Aveam un plan, dar ne-au deturnat de la el și acum încercăm să refacem tot. Cum au rămas? Mergem în Piața Mihai Viteazu. Acolo Piața Mihai Viteazu, bun. Deci e așa cum a zis Mario. Deci merem, dragii mei, merem în Piața Mihai Viteazu. Mergem în Piața Mihai Viteazu. Poliția, ați văzut, a făcut un alt traseu față de cel pe care ne stabilisem noi. Nu e nimic, deci în Piața Mihai Viteazu din Cluj. Merem acolo să ne întâlnim cu cei care doriți să vă alăturați protestului nostru. Ați văzut lista de revendicări? Sunt 10 revendicări. Sunt cele 10 revendicări pe care noi le-am avut și la protestul din 6 martie, când am încercat de asemenea să mergem la Parlament, unde e sediul răului, și din păcate nu am fost suficient de mulți. Rămâne de văzut dacă în 10 august vom fi... Câți ar trebui să fim, dragii mei? Eu zic că ar trebui să fim mulți, pentru că dacă au venit oamenii ăștia de la 3000 de kilometri distanță, ar trebui să veniți și dumneavoastră din București, de la 300 de metri, 30 de metri, 3 kilometri de la ce distanță veniți. Iată, a început să apară și jandarmeria după noi, jandarmeria de aici, din Cluj. Acum, noi n-am avut probleme cu jandarmii până acum, prin țară, pe unde am fost. Salutare! Salut, ce faci? Aici, cum să zic, mă relaxez, da? După de la muncă și da. Ce se întâmplă aici? Plecăm la București, Și la de la Cluj ați început? Nu, am venit cu cei din Anglia, au intrat pe la Borșa seara, azi dimineața am plecat din Oradea și haide. Acum mergem la București. Haide, băieți! Mulțam fain! Opa! Stați așa că e... Te ajută, închidem ușa. Punem centura, că iau bla treaba. Lucia m-a sunat de 3 ori. Dar bine, mă, și eu ce să fac acum, dacă e zonă? Stați așa, mă, că era în live, n-aveți ce să faci. Hai că vorbim cu Lucia mai încolo. N-avem timp de Lucia. Că ni sunt live, dragii mei, așadar mergem către Piața Mihai Viteazu. Avem în față mașina jandarmeriei, așa. Perfect. Îi convingem pe jandarmi să fraternizeze cu noi, îi luăm cu noi la București, nu? Indiscutabil. Să vină și ei alături de noi, să scăpăm țara de hoți. Este facem oameni buni, marea unire a oamenilor cinstiți se întâmplă și ne unesc românii din diaspora și este foarte bine că este așa. Oamenii sunt foarte hotărâți, ați văzut revendicările noastre.
așa cum v-am explicat, sunt revendicări împărțite în două categorii, dar vreau să vă arăt o imagine acum. Cum arată un oraș fără Gabriela Firea, fără Ciuma Roșie? Haideți să vedeți, dragi mei, că vreau să vă arăt și asta. Uitați, eu mă uit la imaginea asta și mă simt de parcă aș fi în Spania, în Anglia, în Irlanda. Haideți să vedeți puțin imaginea. Ia uite, lumea ne aplaudă. Clujenii ne așteaptă și ne aplaudă. Ne îndreptăm către piața Mihai Viteazu. Dacă e un semafor aici, ne-am oprit acum când vreau eu să le arăt oamenilor Cluj Arena. Și ce frumos arată zona. Foarte fain aici, se țin o grămadă de concerte. Vă spuneam, dragii mei, că revendicările sunt foarte clare, le-ați văzut. Oamenii sunt hotărâți să nu plece din piață până când nu se întâmplă primele 4 puncte. Deci domnul Dragnea, dacă își imaginează că prin cârtițele pe care le are el, prin șmecherile pe care le-a făcut până acum, mai poate și acum să procedeze la fel, eu cred, înclin să cred că se înșală, judecând după ce am discutat. Oamenii, atunci când a fost în Spania, în Italia, în Anglia, în Irlanda, judecând după ce am discutat acum cu ei, după ce am discutat cu cei care merg către București în momentul de față. Sunt cele patru puncte nenegociabile. Demisia lui Dragnea, demisia lui Tăriceanu, stoparea legalizării corupției, demisia guvernului Dăncilă. Și apoi garanții pentru restul punctelor din lista de revendicări. Haideți să vedeți imaginea. La, doamne, jandarmeria se duce la stadion. Bine că n-au treabă cu noi. Arată așa frumos occidental zona asta. Da. Așadar, dragii mei, ne vedem la Cluj, în piața Mihai Viteazu. Vă rog foarte mult, distribuiți cât mai mult acest material. Vă mulțumesc din suflet celor care ați distribuit materialul de la Huedin. Este incredibil, în mai puțin de o oră peste 100.000 de persoane s-au uitat la acel material. Nu-mi vine să cred, niciodată nu am văzut o asemenea mobilizare a oamenilor pe rețele sociale și un asemenea nivel de interes pentru acest eveniment. De aceea eu sunt foarte optimist și îndrăznesc să cred că chiar vom reuși împreună cu toții, toți oamenii cinstiți din țara asta, împreună, poporul român, oamenii corecți, vom reuși să scriem istorie. Sper să reușim, pentru că ar fi foarte frumos ca în anul centenarului, totuși la 1 decembrie, să fim cu toții la Alba Iulia, să privim cu mândrie acolo unii către alții și să nu ne fie rușine că aniversăm 100 de ani de când avem țara asta frumoasă, cu niște infractori, cu niște borfași, cu niște derbedei acolo la tribuna oficială, care să ne țină discursuri sfărăitoare despre nimic. Ar fi bine ca acești borfași, derbedei, până atunci să fie scoși afară din funcțiile publice și din politică. Este o problemă, dragii mei, de demnitate. O problemă de demnitate. Și mai ales în anul centenarului este ceva foarte, 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 foarte important. Dincolo de asta, vreau să vă vorbesc și despre... Ia uitați că a apărut ProTV-ul. Probabil că au dat rezultate mesajele pe care dumneavoastră le-ați trimis și faptul că v-ați mobilizat și ați distribuit masiv în rețele sociale. Probabil că a dat rezultate, că văd că încep să apară televiziunile, ceea ce e foarte bine. Da, aveți dreptate cei care scrieți că jandarmii din Cluj, într-adevăr și noi când am fost în turneul prin țară, Next Level, Poporul Suveran împreună cu Grupul pentru Inițiativă Legislativă și Revizuirea Constituției, cu Ioan Coman, cu Figăr Săfulescu, cu domnul Ene, Ioan Ene, patriotul Ioan Ene din Piața Victoriei, pe care abia aștept să-l reîntâlnesc, și pe Ioan Coman aștept să-l reîntâlnesc, pe Figăr Săfulescu. Atunci când am fost prin țară, în turneul prin țară, noi peste tot am fost tratați normal și corect și legal de către
unitățile locale, județene, ale jandarmeriei, inspectoratele județene. Problema a fost la București și sperăm ca în 10 august domnul Cucos să renunțe la... Fac din nou acest apel către șeful politruc al jandarmeriei române Doamne ajută, bine v-am găsit. Luptăm, mergem până la capăt, scriem istorie în 10 august, de data asta nu mai cedăm, nu mai plecăm. Okay. Trebuie să-și dea demisia infractorii, trebuie să-și dea demisia din Parlament, să ne lase în pace și guvernele lor să plece, să ne reîntoarcem la normalitate. Asta vrem să facem, pentru asta au venit de la 3000 de kilometri distanță oamenii și eu cred că asta vom face cu toți. Bine, Mălin, cum a fost întâlnirea cu românii din diaspora? Stai așa, undeva, uite, m-am intrat și eu în live. Undeva în frontieră. Cum a fost? A fost foarte frumos, foarte frumos. Unul dintre grupuri, sunt 18 grupuri în total. Am vorbit cu cei care au intrat pe la Nădlacul, Laurențiu de la Timișoara. Ei sunt cu coroana lor în drum spre București. Vor veni pe jos pe la Deva, cred că vid ei. Noi venim din sus, de Cluj, Târgu Mureș, Brașov. Exact. Vom merge către București. Sper să vină cât mai mulți oameni din întreaga țară în 10 august să nu mai plecăm de acolo până când Dragnea nu-și dă demisia cu Tăriceanu și cu guvernul lor de marionetă. Și noi plecăm mâine spre București, da. Suntem un grup de mașini, noi mâine dimineață plecăm spre București, în jurul prânzului vom fi în București. Da. Ne vom mai sunt, acolo. vreau să le zic celor de aici din zonă. Stai așa să trec și eu. Vreau să le zic celor de aici din Ardeal, mai sunt băieții de la Arma care am înțeles că vin de la Satul Mare cu un autocar, da? Cine dorește poate să-i contacteze, să vadă ce traseu au, poate să se alăture lor, că în autocar se mai găsește tot timpul câte un loc, două, mai spuneau că ar mai avea ceva locuri. Deci ar putea să vorbească cu ei, cu Darius, da, okay. De la Arma, să le scrie. Okay. Și asta este, scriem istorie. Bine, Mălin, da. Mulțumesc. Mă duc să văd ce fac celălalt. Doamne ajută. Salut, salut. Da, stați așa. Ia uitați, a venit și Digi. Și Pro TV. Da, hai să mergem mai încolo. Suntem la Cluj, dragii mei. Vă fac așa un tur de orizont, clujenii, să recunoașteți locurile. Dacă vreți să veniți încoace, bineînțeles că jandarmeria e aici. Da. E regulă jandarmeria, nu? Nu face. Nu ne ia cu duba, nu? Nu. Da. Îi vedeți pe jandarmi aici. Salut, salut, salut. Ce faci? Ia uite cine e aici. Ia uitați aici la București. Nu cedăm. PSD distruge România, suntem în legitimă apărare. Acționăm în legitimă apărare. Este foarte important. Acesta este cuvântul de ordine pentru 10 august, Piața Victoriei. Cetățenii cinstiți acționează în legitima apărare. Asta trebuie să aibă toată lumea în minte pentru 10 august, pentru că de data aceasta va fi cu totul altceva, oameni buni. 555 de zile am fost cu bun simț, am fost ok, am aprins luminițe, am plecat acasă și au bătut joc de noi, ne-au ignorat. De data asta ne vom asigura că nu mai pot să ne ignore. Și că fiecare zi în care ei ne ignoră va lucra în defavoarea lor. Acestea sunt revendicările noastre și aceasta este poziția noastră, atitudinea noastră, atitudinea celor care au venit din Anglia și a celor care ni se alătură prin tot Ardealul. Este foarte important să vă uitați la aceste revendicări și să rețineți acest lucru. PSD distruge România, acționăm în legitima apărare. Salut, salut, salut! Bine v-am găsit! Haideți să le luăm așa pe rând încă o dată, să stăm să le explicăm. Dragii mei, revendicările noastre, stați așa, spun ale noastre pentru că eu mi-asum ca cetățean apartenența la acest grup care organizează 10 august,
revendicările noastre, ale poporului, ale cetățenilor cinstiți, da? Vedeți, scrie aici, noi, poporul, oamenii cinstiți, poporul nu sunt infractorii, poporul nu sunt sinecuriștii, PSD-iști care primesc funcții prin primării și prin consilii județene și prin ministere pe apartenență politică. Nu, poporul suntem noi, oamenii cinstiți, cei care le plătim lor funcționarea. Și noi le spunem clar, dacă nu ne dați ceea ce vrem noi, declanșați alegeri anticipate. Ori, oamenii sunt cu bun simț și oferă alternativă. Demisia lui Dragnea și Tăriceanu din Parlamentul României. Dragnea este capul răutăților, împreună cu partenerul lui de mârșăvi, Călin Popescu Tăriceanu. De la bun început, de la Ordonanța 13, Dragnea a fost cel care a comandat. După Ordonanța 13, când au fost sute de mii de oameni în stradă, s-a greșit prin faptul că oamenii au plecat și nu i-au cerut demisia lui Dragnea. Și uitați-vă că el a continuat. Tot ce se întâmplă rău în România în momentul de față emană, vine din ordinele acestui infractor, pentru că el este dublu infractor. Este un delicvent, inclusiv legiferarea pentru corupți. De aceea noi cerem alegeri anticipate și pot avea loc să-și dea demisia toți din Parlament, se dizolvă Parlamentul, sau stoparea legilor pentru corupți. Dragnea să-și dea demisia cu Tăriceanu, cine rămâne să controleze majoritatea parlamentară, convoacă de urgență sesiune extraordinară Parlamentul. El se poate convoca exact cum a fost convocat într-o zi liberă de duminică, atunci când infractorul șef al PSD a convocat de urgență Parlamentul ca să-l dea jos pe Grindeanu, exact pe acea procedură, convoacă Parlamentul și stopează legile pentru corupți. Da, o lege cu articol unic prin care anulează tot ce au votat. Apoi, punctul 3, desfințarea Comisiei Ordache care legalizează corupția. După ce au stopat legile, desfințează Comisia. Este foarte simplu, se poate face într-o zi, împreună cu demisia guvernului marionetă Dăncilă. Astea sunt lucruri pentru care oamenii spun că vor sta în piață sine die. Deci nu vor pleca de acolo, din piață și din curtea guvernului, pentru că oamenii vor să intre în curtea guvernului. Apoi vin celelalte revendicări pentru care va trebui ca cei care rămân în Parlament, cei care vor avea majoritatea după demisia lui Tăriceanu și a lui Dragnea, după ce își dă demisia guvernului și numesc un nou guvern, apoi vor trebui să ofere oamenilor garanții că se întâmplă următoarele lucruri. Și anume, legislație care să prevadă judecarea proceselor de corupție cu termene săptămânale. Se modifică legile alea justiției pe care ei au vrut să le modifice în favoarea lor, le modifică cu procedură de urgență pe procesele de corupție. Lege pentru confiscarea extinsă a averilor corupților condamnați. Mai departe, nicio eliberare înainte de termen dacă nu e plătit tot prejudiciul. Lege. Articol în lege. Punctul 8. Cel mai important, oameni buni. El de fapt ar fi trebuit să fie, vreau să vă vorbesc despre asta, el era de fapt punctul 2 în lista de revendicări după demisia lui Dragnea și Tăriceanu, dar noi l-am pus la punctul 8. De ce? Pentru că este simbolic, în oglindă, să fie similar, simetric cu punctul 8 din proclamația de la Timișoara. Punctul 8 din proclamația de la Timișoara, care prevedea fără securiști, fără comuniști în funcții publice, ei s-au transformat în penali, au semnat sute de mii de oameni, din câte știu eu sunt peste 500 de mii de semnături și vor trebui să introducă în Constituție, să demareze procedura 700 pentru... 700 de mii de semnături sunt, uitați, mi se spune. Se mișcă foarte repede, foarte repede. Mai am și eu niște semnături pe care le-am adus de unde am fost din diaspora și le voi preda mâine. Probabil că o să vină cei cu fără penali în funcții publice, sper să vină în Piața Victoriei, pentru a strânge mai departe semnături, să completeze din județele unde nu sunt 20.000 de semnături. Voi preda și eu semnăturile din diaspora. Avem aici, vreau să vă arăt ultimele două puncte, sunt la fel de importante, reprezentarea corectă a românilor din diaspora în Parlament și aplicarea deciziei poporului cu 300 de parlamentari. S-a făcut referendumul și ei ignoră, derbedeii din Parlament ignoră această cerere, de fapt nu e cerere, pentru că s-a votat la referendum, s-a validat, să fie 300 și apoi să facă un sistem corect de reprezentare a românilor din diaspora. Sunt 5 milioane de oameni în diaspora, ei nu pot fi reprezentați de 6 parlamentari, nu se poate așa ceva. Haideți să vedeți și restul mesajelor care sunt date aici la Cluj. Da, clar. Mă vine Dobitocul aici. Negru pe roșu, cum? Dobitocul e aici. Da? Da, da, ăla care i-a zis azi noapte. Nu am e înțeles. Ăla cu taxiul? Da, da, da. Am da, înțeles, da, bravo, bravo, bravo.
Să vină să vorbim, dar avem alt subiect de discuție acum. Avem alt subiect de discuție acum, vorbim după aia. Scuze. Și PSD nu este partid de stânga, este grup infracțional organizat. Așa, dragii mei, stați numai un pic. Da. Între timp, de oameni aici. Între timp. Nu, nu, n-am înjurat 80.000 de oameni. Da, 80.000 de oameni. N-am înjurat, haideți să-l vedeți aici pe taximetristul aici, care înjură, da? Hai să mă înveți. Eu nu te înjur. Eu nu te înjur. Stai așa, stai așa, stai așa. Eu nu te înjur. El e domnul Pugna. Nu, îți Pugna, frate. Domnul Pugna, ești un dobitoc pentru că mi-ai vorbit urât pe pagina de Facebook. Da, nu așa muie, se vorbește. Toată lumea dă muie. Nu așa se vorbește. Ești un dobitoc. Ascultă-mă. Și dacă vorbești așa, ascultă-mă. Reprezinți cumva taximetriștii PSD-și din Cluj? Nu reprezint niciun taximetrist PSD. Așa mi-au zis, lasă-i pe aia că pe mine nu mă manipulezi cum faci tu cu restul. Deci, domne, pentru că ai vorbit urât, ești un dobitoc și rămâi un dobitoc. Așa. Și tu rămâi un manipulator. Problema cu Uber o discutăm după. Aia eu am spus și am avut de spus, aici facem altul. Crede-mă. Eu nu răspund la provocări, să știi că am mai trecut prin asta. Am mai trecut prin asta. Da, da. Ai făcut țăran să stau în Cluj? Nu, uite cum ai ieșit în Cluj. Dar de ce m-ai făcut țăran? Nu, te-am făcut împit pentru că ai vorbit urât pe pagina mea. Nu, m-ai făcut dobitoc și țăran. Și dacă vorbești urât pe pagina mea de Facebook sau în public, n-am vorbit urât. Ești un tâmpit. Muie PSD, brand de țară. Nu, n-ai zis muie PSD, ai zis altceva. Dar acum suntem pentru altceva, aici nu suntem pentru asta. Da, tot ino treaba. Bine. Haideți să mergem mai departe, dragii mei, să vă arăt imaginile de la Cluj, că eu sunt tăbăcit cu provocările. Ați spus și am avut de spus, dar nu pentru asta suntem aici, oameni buni. Nu pentru asta. Avem altă problemă. Da, vreau să vă spun că între timp au venit și Digi24 și Pro TV, au venit să filmeze aici. Acum urmăriți să vedeți ce vor da. Și judecați apoi. Diaspora este România. Diaspora este România. Sistemul mafiot conduce peste tot. 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 Nu vrem să fim conduși de hoți. 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 Să vă fie frică, abia nu se ridică. 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 Suntem români și ne vom apăra pământul, țara și justiția. Ale, 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 ești o rușine PSD. Sunt două mesaje foarte importante, dragii mei, cel de pe bannerul roșu, îl vedeți în spatele meu? Da? PSD nu este un partid, este un grup infracțional organizat. Împotriva acestui grup infracțional organizat, împotriva hoților, oamenii sunt în stradă acum și la Cluj. Împotriva hoților, oamenii au plecat din Anglia către București și mobilizează întreaga țară. Acest grup infracțional organizat, uitați-vă ce face. Haideți cu noi, vă fură și pe voi! 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 Treziți-vă!
distribuiți oameni buni cât mai mulți, este cât mai mult. Este foarte important să vadă cât mai multă lume ce se întâmplă în Ardeal. Dacă îi urmăriți pe cei din Moldova care fac live-uri, distribuiți și live-urile lor, cei care vin către București, urmăriți și ce face inițiativa Timișoara, pentru că sunt alte coloane de mașini care au intrat pe la Nădlac, vin pe la Timișoara și coboară prin Oltenia către București. Este foarte important ca dumneavoastră să distribuiți aceste live-uri cât mai mult, să distribuiți în cât mai multe locuri, în grupuri, dacă este posibil, pentru că astfel împreună putem să asigurăm o acoperire completă și corectă a acestor evenimente, dragii mei. În mod normal, eu am identificat aici două televiziuni, ProTV și Digi. Nu știu dacă sunt și alte televiziuni. În mod normal ar fi trebuit să fie toate televiziunile de știri din București, locale și regionale, ar fi trebuit să fie aici. Cei care au program în direct, pentru că știu că televiziunile locale, nu știu dacă au, pot transmite în direct, dar cele centrale ar fi trebuit să transmită live breaking news în acest moment de aici din Cluj, la fel cum ar fi trebuit să o facă și la Huiedin. Pentru că televiziunile sunt controlate și deținute de patroni penali, acest lucru nu se întâmplă. Adevărul este ascuns, oameni buni. Adevărul, faptul că de la mii de kilometri vin oameni în țară pentru a se mobiliza la proteste, este ascuns de către majoritatea televiziunilor, de către majoritatea ziarelor, site-urilor și posturilor de radio care au patron penal. Dar să știți că lucrurile s-au schimbat, nu mai suntem în 1990 și dumneavoastră puteți să contribuiți la un nou fenomen. Dumneavoastră puteți să răspândiți aceste informații și împreună putem să ajungem la o audiență mult mai mare decât audiența televiziunilor penalilor. De aceea este foarte, foarte important, dragii mei, să distribuiți cât mai mult, cât mai mult. Este foarte important ca aceste mesaje, ca aceste evenimente, ca aceste imagini să ajungă la cât mai multă lume. Mesajul este foarte simplu, ați văzut revendicările. Ce mai este de spus și trebuie să spuneți dumneavoastră mai departe? 1. Acesta nu este un protest politic, nu este al niciunui partid politic, ci este al tuturor oamenilor cinstiți, chiar și membrii de partid care își doresc să scăpăm de hoți. 2. Oamenii sunt decisi să nu renunțe până când nu primesc demisiile celor menționați pe aceste banere. Dragnea, Tăricianu, Dăncilă, demisia, stoparea legalizării corupției. Oamenii sunt hotărâți ca în 10 august să facă altceva, să scrie istorie. Oamenii au dreptul legal și constituțional de a avea acces la instituțiile publice. Guvernul este o instituție publică. Cei care vom fi în piață în 10 august avem dreptul legal și constituțional să avem acces la guvern. Este foarte important să mergem acolo, dragii mei, pentru a-l determina pe Liviu Dragnea să nu ne mai ignore, pentru că asta au făcut ei timp de 555 de zile, aproape 570 de zile, ei ne-au ignorat. Acum a venit momentul să nu mai ignore oamenii cinstiți. Facem din nou apel către Jandarmeria Română. Fac apel către șeful politic al Jandarmeriei Române, servitorul PSD Sebastian Cucoș, să-și retragă cei 150 de oameni pe care i-am pregătit în civil ca instigator printre noi. Dacă se vor întâmpla violențe, vor fi provocate numai și numai de către reprezentanții jandarmeriei sau cârtițele pe care ei le au în diverse zone din societate. Nimeni nu vrea să provoace violențe, oamenii sunt hotărâți. Vor să ocupe curtea guvernului și cer jandarmeriei să nu opună rezistența. Pentru că guvernul este o instituție publică și cetățenii au dreptul să aibă acces acolo. Haideți să vedeți atmosfera puțin, pentru că este absolut superbă atmosfera aici la Cluj. După gratis s-au urlat! Vrem să plecați! După gratis s-au urlat! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine!
Ajungem la București, distribuiți oameni buni, vă rog mult, cât mai mult, cât mai mult, să vadă cât mai multă lume ce se întâmplă în țară. Transmisia, dragii mei, pentru că vom pleca spre Câmpia Turzii. Un tânăr minunat, salutem pe cei care se uită la noi.